Bună ziua! Vă prezint aici o duză de erbicidat prin care se aplică erbicidele totale. Ea e recomandată și atât în vița de vie cât și la legume, dar pentru că ea ne ajută ca să împrăștiem doar în locul unde vrem să uscăm buruiana. Erbicidul total, practic, în general, am aici, vă dau un exemplu, Agroglif, un erbicid total, care are substanța glifosat acid. Majoritatea la erbicidele totale au substanța glifosat acid. Și Roundup-ul și multe altele. Clinic, Clean-up. Așa. Cum se aplică erbicidul total? Erbicidul total se aplică doar pe plantele care vrem să le uscăm. Pentru că și ele trebuie să fie în vegetație, pentru că la aplicarea erbicidului pe frunze, el se transloacă în toate organele plantei și le usucă din rădăcină. Efectul lui se vede după 6 zile, deja încep să îngălbenesc și până la 21 de zile se usucă în totalitate. Atenție! După aplicarea acestui erbicid, neapărat spălați foarte bine pompa sau cu ce ați aplicat dumneavoastră, cu atomizorul, cu alte utilaje de aplicat. Pot să spun că este foarte eficient atât cât în toate culturile și la vița de vie, pentru că usucă buruiana. Aplicat de vreo 3 ori pe an, la un moment dat, în timp, o să scăpăm definitiv din anumite buruie. Erbicidul total usucă tot unde dați, chiar și ciulinii. Ce pot să zic mai mult de atât? Trebuie aplicat pe temperaturi normale, nici foarte crescute, nici foarte scăzute. Să nu vină ploaia undeva la 3 ore după aplicare. Și cu asta închei acest video. Și vă mulțumesc frumos că am fost de folos. O zi bună!